Jurnalul Orei 20, bună seara, a fost o zi maraton de ședințe la PSD și PNL. Conducerile celor două partide s-au reunit la Parlament pentru a discuta, printre altele, despre calendarul alegerilor. Parlamentarii PSD s-au trezit cu un grup de colegi de la AUR în frunte cu liderul George Simion, chiar în sala lor de ședințe, cu câteva minute înainte de începutul reuniunii. Sub deviza "Suntem împotriva comasării", reprezentanții AUR au făcut ce știu ei mai bine. Circ și scandal. Au forțat uși, au dat buzna în săli. Bineînțeles, nu au lipsit injurile. Eu n-am intrat niciodată în grup și eu am de trei ori mai mulți parlamentari decât tine. Ai microfoane la mine în grup. N-am intrat niciodată securist. La tine în grup. Pitic. Aole. Nu ia mâna de pe mine. Încălcarea Constituției se urmărește. De frică fac asta. De frica rezultatelor proaste. Îi măsluiesc sondaje, dar se pare că realitatea nu e cea din sondaje. Scandalul a început la sala unde se pregătea întâlnirea celor de la PSD, acolo unde Simion a și intrat, dar nu a găsit pe nimeni că și-a calculat greșit timpul. Abia apoi a dat peste vechiul său dușman, Alfred Simonis, și apoi peste Mihai Tudose, care chiar l-a invitat în sală. Tudose mă invită! Stați puțin că n-am băut împreună! Vă aștept la grup, da, bravo! Ieșirile agresive ale lui Simion au fost taxate de altfel de Mihai Tudose. În ceea ce privește prezența unui partid sau nu, este scurs. Este o decizie politică. Nu. La Bruxelles, la Parlamentul European, există un coridor sanitar. Toți extremiștii sunt izolați. Nu poate cura nicio negociere, nu li se țin amendamente. Adică, efectiv, mai este în vigor acest... După scandalul de la PSD, George Simion s-a mutat în fața sălii liberalilor. Acolo nu a avut însă succes să intre. Simion l-a prins până la urmă pe hol pe Nicolae Ciucă. Cine a fost ideea, domnule Ciucă? PSD-ul sau PNL? Sociologul Gelu Duminică este într-o legătură telefonică și îi mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnule Duminică. Bună seara, salut, bună. George Simion a făcut azi un nou scandal în Parlament în care au curs jignirile chiar cu uz discriminatoriu și nu e prima dată când liderul AUR se adresează președintelui interimar al Camerei Deputaților numindu-l pitic, de data aceasta securist pitic. Devine o realitate, domnule Duminică, să vedem în fiecare zi, cu fiecare ocazie, circ în Parlament? Va deveni o obișnuință, cel puțin până la alegeri. Pentru că nu uitați, logica alegerilor este ca fiecare să-și securizeze propriul electorat. Și electoratul AUR, de data asta, este cel care este revoltat, cel care este hrănit cu astfel de moduri de a face lucrurile de când e AUR în Parlament, de când i-a apărut AUR, mai bine spus. Pe de cealaltă parte, imaginea asta pe care dumneavoastră aveți cu domnul Simonis și domnul Simion, eu nu cred chiar atât de adversă pe cât se pare, sau cel puțin politica ne arată că cei doi care sunt inamici acum, peste ceva timp, pot fi foarte buni prieteni. Pentru că alternativa la guvernare pentru PSD, dacă PNL-ul va fi înlăturat, iar eu pun pariu că în 2-3 ani, da, PNL-ul nu va mai fi la guvernare, da, este AUR. Da, adică nu se poate face, mă îndoiesc ca PNL-ul să se alieze cu forța liberală, da, cu USR, Orban și PMP. AUR-ul poate fi interesant. Sigur, domnul Tudose ne spune, atenție, că la nivel european, cu extremiștii, e destul de complicat. Însă stați să vedem ce scor o să aibă extremiștii la aceste alegeri europarlamentare la nivel european și s-ar putea ca să nu mai fie atât de complicat. Adică lucrurile evoluează într-un fel, domnul Simion se pregătește, PSD-ul se pregătește, PNL-ul tace, da, se ascunde, pentru că fiecare încearcă să securizeze propriul electorat. De fapt, asta se întâmplă în momentul de față. Da, nimeni nu mai vrea să câștige electorat din partea cealaltă, în afară de AUR.
care vrea să câștige din cei care nu ar veni, n-au fost la vot, da, până în momentul de față, dar care ar veni acum pe un fond emoțional puternic. Este prematur pentru orice sondaj pe care dumneavoastră îl vedeți, luați-l doar ca pe o analiză de moment. Însă în 4 luni până la alegerile locale, în 6-8 luni până la alegerile generale, cât apă nu trece. Da, se vorbește foarte mult, e adevărat, domnule Duminică, despre sondaje în această perioadă și aș vrea să le punem față în față cu acest comportament despre care dumneavoastră spuneți că securizează o anumită parte din electorat. Și dacă tot a venit vorba despre scandalurile făcute de George Simion sau de Diana Șoșoacă în Parlament sau oriunde prin vreun loc, vedem iată și consecințele. Cel mai recent sondaj INSCOP îi așează pe cei doi înaintea lui Nicolae Ciucă, de exemplu. Cât de mult aport electoral, domnule Duminică, aduc aceste scandaluri, aceste capturări de teme, fie că vorbim de proteste, fie că vorbim de jocurile din Parlament, și cum se lasă românii prinși în acest joc care pare tot mai departe de democrație? Domnule Duminică, revin la dumneavoastră. E asta ce așteaptă electoratul de la parlamentarii noștri? Acest ton, acest schimb de jigniri? Parte din electorat, da. Asta este ce așteaptă. Și nu așa a fost întotdeauna. Dar nu uitați că înainte aveam alte formațiuni politice, da, care aveau un discurs asemănător, din ăsta inchizitor, care nu, într-adevăr, nu foloseau tehnicile astea de gherilă ale AUR, dar care aveau tonul la inchizitor, care țipau, care înjurau, da, făceau băule de la tribuna Parlamentului și câștigau voturi. Da? E, de data asta avem și această gherilă, da, pentru că parte din societatea românească se simte reprezentată de hărțuirea pe care AUR o face către politicienii conservatori. AUR și doamna Șoșoacă, sosul, da? Pentru simplu motiv că ei înșiși sunt sătui, au o lehamită puternică și în mentalul colectiv în această zonă, acțiuni de genul celor pe care le comentăm în momentul sunt ca o, în sfârșit cineva face ceva. În sfârșit le zice ceea ce și eu le-a zice dacă aș fi acolo. Dar pe termen lung, da, e o joacă cu focul aceasta? Da și nu. Pentru că România a avut periodic astfel de formațiuni. Da, eu cred că și am glumit asta întotdeauna spunând că România are nevoie de doza asta de extremism permanent, din păcate. Dar nu, suntem la faza în care suntem auriști. Bine, am fost și în faza în care am avut Diaconești, am avut și Vadim Tudor, am mai avut și ce am mai avut în anii 90. Adică nu cred că trebuie să ne speriam mai tare decât este cazul dacă formațiunile politice astea care se proclamă democratice și europene își fac cu adevărat treaba și înțeleg ceea ce trebuie să facă. Adică ceea ce noi trebuie să înțelegem este că aceste partide cresc și aceste mesaje, formațiuni cresc, pentru că formațiunile celelalte nu-și fac treaba, pentru că ele sunt mâncate de corupție, pentru că parte din societate ignoră tot ce se întâmplă, pentru că presa disecă seară de seară aceste mesaje și le dă platforme și așa mai departe. Adică cred că în ascensiunea AUR toți avem o contribuție noastră, la fel cum în decăderea extremismului în România, toți vom avea de asemenea contribuția noastră. Însă, e prematur pentru tot ce se întâmplă. Repet, nu luați sondajele astea ca Alfa și Omega. Sunt convins că în următoarele luni se vor întâmpla suficient de multe lucruri astfel încât procentele să varieze. Da, avansul acestor mesaje, acestor discursuri, acestor formațiuni pune poate în fața noastră și o oglindă a societății la care ar trebui să reflectăm pe termen mediu? Da, întotdeauna. Adică politicianul este oglinda societății. Parlamentul, așa cum îl vedem noi, este oglinda societății. Sigur, avem și oameni de foarte puțină calitate, foarte bună calitate în Parlament, puțini și ascunși, la fel cum sunt și în societate. Avem guralivi care, uite, da, se ridică pe grămada de găinați și cotcodocesc foarte mult. Avem hoți, avem corupți, avem oameni care vin la muncă doar să ia salariu și să aibă sinecurile. Dar ne iartă, mă, asta e societatea.
Știți, adică foarte mulți dintre noi am votat oamenii ăștia știind clar că sunt hoți și ne așteptăm că ei să nu fure. I-am votat pe oamenii ăștia știind clar că sunt homofobi, antisemiți, antimigranți, și acum dăm ochii pe spate, zicem, vai ce discurs au, pe bune, dar ce discurs vrei să aibă despre panseluțe? Adică parte din societatea românească este foarte diversă, la fel cum sunt toate societățile. Adică să nu credeți că suntem doar buni, harni și ospitalieri, așa cum am fost mințiți secole de-a rândul. Doamne iartă-mă, în națiunea asta există și extremiști, există și homofobi, există și rasiști, există și iubitori de Putin, există și iubitori de Bruxelles, există și europeni și de toate. E, bătălia acum este, și asta da imaginea asta că tot îmi place, dar la următoarele alegeri, imaginea cu domnul Simonis și cu domnul Simion, da. La următoarele alegeri, în mentalul colectiv, ne avem de ales între imaginea hoțului și imaginea extremistului. Deci vă dați seama că asta avem de ales? Tristă conjunctură. Eu spun de multe ori cu prieteni, dar discut cu prieteni și zicem, bă, hoțului mai e ce să-i faci, mai e un DNA, mai vine un parchet, mai vine o poliție, da, mai se împiedică de un portofel și cade și așa mai departe. Însă cu extremismul, bă, e complicat. Pentru că extremismul, când a ajuns la putere în România, a deturnat țara de fiecare dată. Sociologul Gelu Duminică. Între cei doi, între imaginea asta hoțului și a extremismului, cu toată părerea de rău, exact în anii 2000 o să votez hoțul. Vă mulțumesc foarte mult, sociologul Gelu Duminică.